Raluca și Ami la platane. Ce energie! Ia un microfon! Câtă energie! Ia un microfon de unde am unde? Ăla-i. Salutare! Bine! Am și microfon, avem și microfon, avem și blăniț, avem de toate. Și avem și piesă avem nouă. Și muzică live, avem și muzică live și piesă nouă și foarte, foarte frumoasă. Da? Spuneam lui Florin că mie îmi place foarte mult vocea lui Vescan. Mulțumesc frumos. De la Las o să zboare, acum uite că o să... Ce era, Luca? Îți place vocea lui Vescan doar. Stai mai puțin, așa, urma, vedeți? Stai mă grăbesc, puțin, Raluca, ca fata la măritat. Da, exact. Vocea ta îmi place, e voce feminină și e una dintre cele mai bune, am spus asta întotdeauna. Vă zic eu, spune asta doar pentru că m-am pus în față. Nu, vorbeam de Vescan pentru că, na, să pui rap pe muzică, cred eu că e foarte greu și el o face foarte, foarte bine. Mersi, mersi. Da, are voce foarte frumoasă și are timbru. Cum v-ați combinat? Da, asta eram și eu curioasă. M-a sunat într-o zi. Și vrei să cânti, uite, am o piesă foarte frumoasă, o piesă nouă pe care aș vrea să o lansez în curând. Și de când am ascultat-o, ce-i drept, am zis, da, perfect, rămâne vocea mea pe piesa asta, nu se întâmplă cumva să se schimbe sau să nu cumva să găsești pe altcineva să cânte pe ea. Mai știți voi piesa aia, Roma? Aia veche, da, veche. Da. De atunci voiam eu piesă cu Raluca, deci e... Aaa, ce sfârșița... chiu! Da, mă, da. Câți ani sunt de atunci de la Roma? Nu știu. Sunt. Mai mult, mă, 8. Mai mult? Ce 8, 9. Nu cred că sunt nu? 8. Nu știu, mult. Nu cred. Mult. În fine, oricum, 5-6, pe acolo. A mai rămas 5, doar Roma. 5, cred, da. Doar Roma. A mai rămas doar o aroma, așa, da, da. Piesă nouă, Vescan, care rupe iar pe YouTube. Doamne ajută. Nu? Cât ai făcut? 3 milioane jumate. Și din câte știu este încă în trending. Nu știu, undeva pe locul 19. Dar există încă acolo ceea ce ne bucurăm mult că lumea ascultă piesa. În fiecare zi face vizualizări multe. În fiecare zi o țin pe repeat sau nu știu ce fac oamenii. Dar e ok și funcționează. Le mulțumim pentru asta. Și asta e una din piesele care o să apară pe albumul pe care vrei să-l lansezi în toamnă. Este a doua piesă. Practic albumul a început. Am lansat una în decembrie. Asta e a doua și o să lansez pe parcursul anului. Nu știu, o dată la 3 săptămâni, probabil că am mai mult de 12 piese deja, nu știu cum o să fac, dar o să vedem. Super, ar mai fi și o colaborare cu Florin? Ar mai. În albumul nou? Asta mă lasă cu fete, că e mai bine așa, băiat cu fată. Ce mai vedem la Asia Express? Asia Express, nici măcar nu știu ce să vă spun. Eu abia aștept să văd emisiunea. Abia aștept să văd fiecare punctuleț din emisiunea asta. Pentru că chiar dacă am mai trecut o dată prin toate lucrurile astea, eu vreau să văd și se vede altfel. Adevărul este că noi ce am trăit acolo este cu totul altceva decât se vede la televizor. E ca atunci când, nu știu, vezi un film și citești o carte. Acolo a fost cartea, aici e filmul. Pentru că n-ai cum să redai în 3 ore ce s-a filmat acolo, nu știu, în... 24, și... Luni și marți, da? Luni și marți la ora 8. Luni și marți de la ora 8 la Antena 1, neapărat să vă uitați. Perfect, Vescan cu Raluca. Doi necunoscuți ne-au cântat astăzi. După pauză